Salutare tuturor, Stix Slider, și bine v-am găsit la un nou episod din Clubul Minerilor. Dați puțin să mă pun bine pe scaun. Haideți să alegem abonatul zilei. Numele lui este Vlad12. Felicitări, Felicitări. Vlad. Hai să-l postăm pe perete și cum a spus și Max în episod la el, ca să apăreți pe acest perete magic al abonaților, trebuie să dați like și la mine și la el și un comentariu frumos și la mine și la el și aveți cea mai mare șansă să fiți aici pe perete. Astăzi completăm peretele, adică facem o parte din aceasta plină, vedeți aici? Oh my god, nu vine să cred, e un moment mare. Un moment serios. Ia torța asta. Ok, hai să-l punem pe Vlad 12. Și la Max în episod a fost Darius the Player. Felicitări celor doi. Și în episod la el am enchantat, am făcut lucruri interesante, puteți să găsiți la el pe canal. Și am făcut insula aia plutitoare cu un copac, deci e foarte, foarte frumoasă. Și am schimbat puțin lucrurile ca să fie puțin mai interesant. Acum asta e insula mea de fapt, iar Marius o să-și creeze propria lui insulă, ceea ce sună super șmecher, nu? Deci eu vreau să-mi fac un copac custom, adică nu de la care crește la random. Și să ne facem propria noastră insulă în aer. Ce ok, dar hai să dormim minunat înainte pentru. Și am încetat la Max, am minat, am nether, foarte multe lucruri. Și am făcut o lopată cu siltaci de iron. Și aia e. Ai avut și level 27, însă ai murit și eu am murit tot la mine episod. Deci am murit amândoi. Hai să luăm niște pământ, dar nu de aici, de lângă casă. Hai, hai de acolo. Ok, hai că am eu oricum lopata. Trebuie să mai egalăm. Ia rândul ăsta de aici, oricum trebuie să mai egalăm. Sunt două blocuri, vezi? Hai că-ți dau ție să le arăți și la oameni lopata magică. Vadă și oamenii lopata. Aia. Inițial nu era cu unbreaking, dar am băgat noi unbreaking. Și au o grămadă de levele. Da, de asta mi-am pierdut toate levelele. Mamă, câte repede. Deci dacă nu era cu unbreaking, mea se ducea. Da, păi am luat eu un stack și deja jumătate era adusă. Deci trebuie să avem mare, mare grijă. Și o altă chestie, Marius, experimentul meu cu blocurile de dirt în aer funcționa, însă dura prea mult. Da, oricum am luat asta. Lopata asta magică. Mă duc mai aici să iau. Mamă, acum observ ce frumos arată scările alea roșii și acum observ că-s greșit făcute. Nu ai de dreptate. Ba da, uite-te că sus sunt mai multe blocuri sub ele. Tu le-ai pus, Max, pare rău. Tu ai făcut aia. Tu ai făcut pe partea aia. N-am făcut nimic pe partea aia. Mamă, ce mișto să vede insula, zici nebun? Zici că nu e adevărat ce e aici. Mamă, chiar îmi place, jur. Deci pe bune, mapa o să fie pusă la download decât atunci când încheiem noi seria, adică în vreo 10 ani. Și seed-ul, nu o să-l arătăm, m-a zis cineva să arăt seed-ul. Pentru că voi o să vă duceți, o să căutați diamantele și lucruri și dungeon-uri și sate. Și o să ne arătați și nu e bine, că nu vrem să știm, vrem să fie tot o surpriză. Vrem să jucăm cinstit, că până la urmă de-aia e vanilla. Dacă voiam să facem serie în care știam tot, făceam o serie, nu știu, de altă serie. Mutat. Da, sau ceva. Păi, fuidele-am, știu? Te văd acolo, Marius, ce tu faci? Bă, vezi că se termină lopata, mă. Când mai are? Foarte puțin. Pe bune? Nu, mai e jumate. Ok. Pe câte blocuri l-aș să ajunsă acolo? 3 stacuri. Am 4 stacuri și încă unul. 5 stacuri am. Păi n-ai nevoie de atâta. Ok, avem 5 stacuri. Oh my god, era să mor. Acum hai să mergem. Zic să aici faci... vreau să fac, cred. Nu, paralel cu a ta. Da, ca să ne putem duce unul de la altul prin blocuri, cumva. Facem un pod între ele, ce zici? Mamă, deja sună... Deja e... Science fiction aici. Da. Să văd prea multe în aer după. Unde vrei să faci? Nu, mă, nu. Aici vreau. Știi unde zic să faci? Unde? Nu, aici vreau, ca să sară în apă. Unde ești? Uite, aici vreau. Vezi, diagonal cu tine. Spatele casei. Vedeți aici, mai am încă astea blocurile. Ok, avem dirt, avem lopata, silta, ce fișe, aici vrei, breaking. Da. E cam departe. Aici trebuie să facem. Aici, avem. Aici, da. Uite, aici începi. Păi de ce mă, când, a, nu e paralel cu a ta, aici e paralel. Vrei să-ți găsesc fix blocul ăla? Nu. Hai că ți-l găsesc acum. Hai să mă duc să iau niște, mai scările alea. Da, parcă am impresia. Da, 38 de scări. Scări, niște piatră multă, niște pământ normal, mai avem pământ, avem și pământ normal. Ce frumoasă e viața în Minecraft, vezi, Max? De aici, mă. Aici caut în chesturi, lucruri.
Uite, asta e blocul unde trebuie să faci tu ca să fie în același nivel apa. Gălețile sunt la mine, ok. Hai să vezi, că-ți găsim. Hai, unde? Uite aici. Acolo facem, hai. Bun, aici o să fie apa. Apa, apa, apa. Și la 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 apa, la dacă la să fie acolo apa, dar nu mai contează. Contează. Hai, pune scările. Ok. Cred că facem o de-aia de pescărie în curând aici pe lacul ăsta. Uite ce frumos e. Ar merge, da. Le unim, știi? Îl unim și îl facem rotund așa, știi? Prelucrăm. Uite că uite e tăiat. Tu știi cum ce mișto se vede? În sus. Mai duc? A, mai e. Mai e, mă. Cred că 40 de blocuri. Cât m-am dus sus? Mult. 45, parcă aproape. A, de aici trebuie să începem. Ăla. Mai jos chiar. Începem de aici, Max. Nu trebuie să fie la fel. Ar trebui cam la aceeași înălțime, că nu... Oricum trebuie finisată mult. Aici, uite. Lasă-l așa. Aici e primul bloc. Bă, lasă-l mă așa. Păi dacă vrem să mergem unul la altul, să fim la aceeași înălțime. Unde, bă? Păi mai pune tu unul. Hai că zic eu ce strat e. Hai că nu mai zici tu ce strat e. Zic ce strat e ultimul strat de sus, ca să fie blocul de dirt. Deci tu poți să le pui alea unde vrei. Dar important e blocul, ultimul bloc de sus, să fie la aceeași înălțime, știi? Mm-hmm. Oricum n-aveam level, deci putem muri cât vrem. Bă, și mișto insula aia, ești nebun. Atât mișto. E nebun, e curată ce văd acolo. Și ne-a arătat-o oamenilor de la clipul tău, unde cam ce e sus, cam ce am făcut sus, dar se pot uita la mine. Las că arăt eu. Cum adică? Hai, fă-i și tu aici. Ajută-mă, Max. Stai, ok, eu urc acum până la mine să zic stratul. Urcăm acum, puteți să vedeți, suntem pe val, la propriu. Ești pe placa. E nasol că durează 10 ore ca să fie... Oh. Ca să urcăm aici, dar o să ne descurcăm, o să fie bine. Cred că o să fie mult mai mare a mea. De ce? Pentru că așa vreau. Păi să ambele luăm în doi atunci. Mă ții minte cum aveau aia pe Facebook? Marius, pentru că așa vrea el. Nu știu dacă ai prins. Stai, era unul... Nu mai știu cum îl chema. A, era unul pe Messenger. Marius, îndrăgostește-te de mine. Poate tu erai. Ăla. Poate tu erai. Mă dor puțin ochii pentru că e ora 2 dimineața, 1. Dar... Cam așa. O să-i liniștesc eu cumva. Mai adu niște piatră, goa. Piatră, piatră. Nu mai am. Ce bloc e mai acolo? Zi repede. Ce strat? Mm-hmm. 115. Oh, sunt la 109, Max. Păi încă, faci încă câteva de dirt acum. Nu? Mai fac până la 110 și 5 de dirt. Da. Dă-te, bă, că cade... Ok, ți-aduc stone? Păi nu mai cred că mai trebuie. Nu știu dacă mai mi-a ajunge. Dar vezi că o faci cam pătrată, nu e prea bine. Oricum, mai tai cu ea, mai o finisez de jos. Ok. Să-mi știu ce-ți aduc dirt, vrei? Piatră mai trebuie și dirt. Dirt nu am prea mult. Eu mă duc acum sus acolo să iau. E foarte frumos. Bă, chiar am construit un oraș așa mișto, nu știu, îmi place. Ție, nu? Mhm. Azi lumea să băgăm la Survivor Games. Și-o zis? Mhm. Nu ne aprobă, nu e prea mare. E... Se găsește lumea. Păi vine Iacob. Hărzânărea. Ai cum să faci pentru Survivor Games? Pe vanilla gen, nu e... Îți ia mult și dacă faci acolo cu... Știi, și dacă faci cu Word Editor ăla, da pe fără. Imposibil. E prima mapă manuală asta. După Survivor Games. O să bage eventual pe un server de români cu 10 playeri. Pe ăla l-ar băga. Sau dacă facem noi propriul nostru server, care o să aibă o miliardă de playeri. Doar că o să fie scump hostul. Foarte mulți. Max, fă server de Minecraft și dacă fac server premium, mă înjură lumea și dacă fac non-premium, o să intre 10.000 de oameni și eu n-am bani de host, că 10.000 de oameni, un host e 5.000 de euro. Bine, nu știu dacă e atât, zic așa la mișto. Cred că e 1.000 de euro pe lună. Oana mea. Și nimeni din aia 10.000 de oameni donează 15 oameni, câte un euro. Și Max nu are bani de host și se închide serverul. Cam asta e ideea. De asta nu vrea Max.
Să facă serverul. Cred că trebuie să punem mai mult piatră, mai multă piatră acolo, dar nu mai am nimic. Luaș tu am piatră. Eu un munc, da. Fă-o mai mare acolo, că eu lucrez pe subia acum. Să o fac așa ca a ta. Ok. Și unde să mai pun? Sus? Sus, păi fă-i că mai e până acolo. Și tu fă-i sus și eu fac jos, înțelegi? Să-ți o umplu, zic? Zici? Nu, cred că trebuie să mai pui piatră și după aia le asta. Ca na, să fie două rânduri de pământ decât. Unul... Pe la mine sunt trei. Trei sunt la tine? Da. Trei atunci, trei rânduri. Vezi, calculează și tu acolo. Două de pământ și unul de dart. E la mine. Da. Ia, 111. Acolo. Da, de mai trebuie niște cobblestone, ai dreptate. Adu lopata magică. E la mine. Păi nu prea pot fără aia să mă descurc. Da, păi în mijloc putem să punem orice și andesit și toate prostiile. Contează în mijlocul. Mamă, ce frumos e lacul ăsta. Dar știi că ăsta e de fapt ocean, am impresia. Da, da, facem o daia, știi? Cu bărcuțe, cu alea. Păi vezi că ți-au apa de aici momentan. Ia-o. Și lucrăm noi acolo la insulă, ești nebun? Da, și trebuie, Marius. Pana mea, eu stau seaua asta cu mâna. Acum vin, de ce luași apa? Pentru că o să mai fie blocuri peste de cobblestone, deci... Acum lucrezi, s-ar putea să mor? Ești cu schele? Mor de foame. Ești cu schele? Acum vin, schele. Faci așa schele prin aer, iar? Mhm. Ok, o să fie interesant, cel puțin interesant. Marius, cea mai proastă idee e să randez în timp ce mă joc, pentru că durează 40 de minute. Păi terminăm curent. Zic așa doar. Unde ești, mă? Pe schele? Ia la mă. Ok, deci până la 112. Până aici trebuie cobblestone. Steagul României nu l-am făcut. O să-l facem, avem timp. Mai ții minte? Da, făceam vreau când lucram la steag. Oameni, stăteam noi la 12 dimineața. Stăteam cu Rafael, să uita Rafael de jos dacă e egal. Ce vrei, măi? Nu știi că l-am făcut pe două steagul? Mhm. Am pus culorile invers. Da. Au venit experți și au zis, mamă, X-Slader, ești nemernic. Adevărul e că nu trebuie să fii expert să știi culorile ca lumea, dar... Vezi că făcui ca un pătrat, mai trebuie să mai lungită. Eu prea noapte, eu nu pot lucra noaptea. Mai trebuie lungită, Max. Păi știu că trebuie, lungesc eu. De acolo, de sus. Lungesc eu. E ca un pătrat acum. O lungesc acum. S-o lungesc și mai jos? Cred că de acolo, de jos. Mergem să dormim? Hai să dormim, că se vede și urât pe video. Hai bă, că noaptea e noapte, nu se vede urât noaptea. Hai că tu ieși oricum, dormi decât eu. Da. Bă, început să prindă un pătrat în aer. Să prindă formă pătratul în aer. Hai că suntem 13 minute, trebuie să terminăm curând. Sau dacă nu facem 30 de minute, ca pe vremuri, ieși. Pleacă mă. 30 de minute jucăm, Max, îmi pare rău. Nu stau atâta. E foarte somn. Oh my god, eu trebuie să plec la 6 dimineața. Hai, ieși pe server. Eu am școală mâine. Vezi că ești liber. Nu trebuie să zic la toată lumea. Hai, ieși după server, ești bolnav? Da, crezi că glumești. Stau de 5 minute în pat. Mi-a zis lumea, nu te mai lua de Max, nemernicule, l-ai împușcat în GTA 5. E bune? A? Hai că deja a prins formă. Pătratul ăsta n-ai. Deci mă ceartă lumea că te omor în GTA 5. Nu trebuie să ne omoră. Sare! Și piper? Zahăr. Ata am făcut eu, ăsta e jobul meu, eu mă duc să mă culc. Înțelegi? Mhm. Ia că mor scheletule de aici. Hai că doar ora 1, Marius, ai încă 5 ore de dormit, de dacă ai dormit acum, dar o să dormim vreo oră 2, deci 3 ore ți ajung. Cam așa, Max. Hai că nu mai contează cu. Eu când mă duceam la școală și dormeam câte jumătate de oră uneori deloc, nu mai zic. Oricum sunt obișnuit cu așa ceva.
Și data trecută când am fost tot așa am stat. Și că trebuie să luăm după aia schelele astea din aer, nu? Și acum să spun Dirt? Acum trebuie să ciopărțesc, am impresia. Să spun Dirt? Pentru ce? Pune Dirt acolo sus. Dacă nu-ți place formatul, nu e vina mea. Așa rămâne oricum. Oricum o ciopărțesc din pătratul ăla, știi? Și sus. Nu, jos. Eroina. Ce aibă? Cânt. Noroc că am pickaxe-ul ăsta. Mi-e frică să nu cad aici. S-ar putea să se întâmple o întâmplare de asta. Hai să mă ajut și tu cu a. Nu acum, că am puțină treabă. Mi-e frică să nu cad aici. Și mie. Toată lumea în liceu o să râde de mine. Ok, dă-mi te rog dartul iarbă pe care l-ai, vezi că sar. Dă-mi dartul în spatele tău. Dartul iarbă? Da, ce faci aici, Maris? Fac o schelă. Îmi dă duși prea mult, nu mai am loc. De ce ai nefolositor? Mă, gata acolo. Tu știi cât o să ia să scoți schela asta? Nu ia prea mult. Bă, hai că prinde conturi, ești nebun? Prinde, mă. Liene, avem de undeva? Nu, n-am găsit jungle. Poate să căutăm într-un livestream. Peste un an, că noi așa zicem, facem live și nu facem. Păi nu prea avem timp, mai ales tu. Am mă timp, dar... E și greu să faci livestream. E greu, mie nu prea am mereu chef de livestream. Trebuie să fii în dispoziție. Să dai seama, aia din străinătate au chef să facă livestream, că fac 1000 de euro pe livestream. În România faci un live de 5 ore, te uiți cât ai făcut din livestream, 2 dolari. Bine, în afară de donații. Care donațiile se ia jumate comision, PayPal-ul și jumate din donații de la Marius. Nu mai zic. Dar nu-ți dau mereu, Max. Păi de asta, când nu-mi dai, mor de foame într-un live. Hai că deja prinde contur, Marius. Eu ce spusei? Mai are mult să schele am făcut aici. Ok, ți-am făcut-o sus. Mamă, dacă aveam boost de aia, ești nebun? Care? Aia care nu mori. Feather Falling? Uh-huh. Am putea să facem de aia, dar mai avem mult până acolo. Adică nu mult, trebuie să facem level. Iar. Adică să mergem prin... Cred că nu stau bine în facecam. Zi-mi tu cum stau. Bine. Ok. Mai trebuie finisată dacă mă ajungi și pe mine puțin. Păi eu nu știu exact cum vrei tu să ți-o personalizezi. Nu mai am piatră, mă. Ia că-ți dau eu. Mersi, Max. Și tu-n dulce. Plăcere, Marius. O, doamne, te duci, mă. Păi am mult. A, dar eu nu mai găseam eu piatra în cesturi. Păi am luat eu să duc. Vrei să distrug eu din schele? Nu, că trebuie să facem așa, știi? Ok, cred că aici deja e treaba ta. Eu zic că... De cât timp filmezi? 19. Eu oricum, până nu termin, nu mă las. Eu zic că să faci nu personalizezi în episodul tău acum, nu? Cred că mai mult off camera, dar taie schelele întâi. Ok, hai să nu le tai mai devreme. Dar, văd că te răzgândești repede. Cum așa. Mai puțin aia pe care stau eu, te rog. Da, acum. Perfect. Fără tine. Am timp și pentru mine. Mamă, ce jos aici.
Nu că zi intenționat. Da, schelele astea nebunești. Se schele hard rock. Apa o fac înspre tine, cred că. Nu? Ce? Apa. Bă, hai bă că prinde conturi, ești nebun. Cred că trebuie să fac off-camera acolo și sus vreau să o fac. Pui apă pe ea? Sau dai apă? Am, da, nu mai pot să urc acum. Hai că urc. Urcă și pune apă, să urc acolo. Bă, mă duc să-mi iau stelea, să-mi fac pomul. De ăsta vreau. Pui cu toporul, am topor? N-am topor. Unde e toporul, Max? Ce topor? Mamă, cum curge apa după aia. Hai bă, că arată binișor. Zici că e cascada Niagara. Mai avem puțin de prăscat acolo. Nu știu ce se întâmplă cu apa. Bă, noi n-avem topor, mă. Nu știu, zic că o să termin off camera. Nu. Vreau să fac pe aia acolo sus. Ce să faci? Jmecheria, copacul, măcar. Pleacă, mă, că deja filmez de 20. Lasă-mă, Max! Hai, mă. Lumea are școală în câteva minute și tu. Mamă, cum arată, ești nebun, e mai mare a mea. Ba, nu, e cam la fel. Mai trebuie finisată oricum. Mult, eu zic să o finisez off-camera, așa că... Ok, o să finisăm off-camera și o să vă arăt în următorul episod ce am făcut și ce am mai finisat. Ideea în mare parte a spenis-o de la Max, o să fac poză cu insula lui și să pun la mine. Nu, că aia fac și eu. Ok. Deci, cam atât cu acest episod. Cam atât cu acest episod, uitați ce face Max. Nu uitați să apăsați butonul de like și la mine și la el pentru mai multe episoade. Și comentarii neapărat. Pentru că Max nu prea are curaj să filmeze și trebuie să le arăt la lume ce e aici. Și o chestie, Marius, pe care vreau să mai precizez acum pe finalul episodului tău. Dacă cineva nu e abonat, poate să dea miliarde de like-uri că e nu contează. Inutil. Uitați și la Max, așa vreau să fac și la mine, da, copacul ăsta personalizat. Uite și la mine acolo. O să mi-l personalizez și eu cu un pinguin pe el. Mamă, cu curge apă, ești nebun. Ok, la revedere lume, pa! Mamă, cu curge apă, ești nebun. Pa, pa.